Accident cumplit de circulație pe strada Mihai Bravu din Ploiești. Doi tineri au murit după ce mașina în care erau s-a izbit de un stâlp și a luat foc. Un al treilea tânăr a reușit să scape. Cristi Georgescu este din nou în direct cu noi și vine cu informații despre acest caz. Bună dimineața, Cristi. Ce ai reușit să afli? Bună dimineața, bun găsit tuturor. În jurul orii 1 s-a petrecut evenimentul în timp ce se deplasau tinerii pe strada Mihai Bravo, așa cum ați amintit, pe sensul de mers spre Ploiești. Din motive încă necunoscute la acest moment, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat violent într-un stâlp de pe marginea drumului. Vorbim despre un impact grav, iar mașina a luat imediat foc. Vorbim despre șoferul de 18 ani și pasagerul aflat pe bancheta din spate de 19 ani, care au rămas blocați în mașina, care a ars imediat ca o torță și din nefericire au murit carbonizați. Celălalt pasager de 18 ani care se afla pe bancheta din față a fost transportat la spital, a scăpat cu viață, însă are multiple leziuni și a reușit să scape tocmai pentru că în urma coleziunii ar fi fost proiectat în afara autoturismului. Continuă cercetările polițiștilor. Cei trei tineri erau prieteni încă din copilărie și locuiau pe aceeași stradă.